special. Bă, alo! Eu nu zic ca voi ăștia, ca la bunica. Mâncare care o făcea mama tine în 1965-70. Fiți atenți aici. Cartofi, slănină, brânză, făină de mămăligă. Slănina e gata friptă. O mai lăsăm să se mai storcă un pic. Vedeți că asta nu i-a fumat nu știu cât. Las-o bă să treacă! Așa. Cartofii fierți, brânza și făina de mălăi în așteptare. Fiți atenți aici. Unde-s capacile, mă? Ăla din stânga. Trebuie să dai drumul la apă rece când storci, ca să nu distrugi garniturile. Pește, de asta n-ai multă. Storcem. Atât. Restul lăsăm în apă. Nu mai storc un pic. E prea mult apă. Aici după oci să face tot. Dăm drumul la apă rece. Să nu disminuie. Atât. Garnitura. După oci să face tot. Cartofii sfierți. Stingem focul. Diana! Unde e ăla care zdrobiești? Mami! Unde bei bota asta mea? Nu, măi! Maciura! Vină tu! Nu, mă, rache! Tu ăla cu care făceai așenia. Ce făceai așenia? Ăla de pire. Carul meu! Vorbește și spune ce făceai așenia. Tolterul. Ăsta. Ăsta. Deci, astea erau pe vremuri. Acum ne-am șmecherit. Vine aici. Și ni. Și melestim cartofii. Și melestim cartofii. Și dă-i cu melesteala. Nu băga camera în slănina friptă. Băi, oameni, auziți aici, cartoful este o legumă mai valabilă ca și carnea. Ascultați-mă ce vă spun. În carne se bagă săruri, aditive și alte, nu știu ce din ele care ne... Euri. Peștile știe. Fiți atenți, cartoful prima dată a fost descoperit în America. Învățați copii dragi mie la școală? Da. De cine? De Cristofor Columb. Așa palmă îți dau dacă mă mai întreb. Băbălăule. El nu a învățat la școală. După care s-au răspândit pâncile și prin părțile Americii de Sud. America de... America de... Mai multe Americi. Pe continentul american. Și a fost adus la în Europa de... N-am mult să-l spui tu de cine. Cristofor Columb. În America, fraiere. A fost adus în Europa de Galileo Galilei. Auzi? Mamă, dar am văzut un tablou cu Galileo Galilei când se ne dă o picioare cu mâna. Am melestit cartofii. Bineînțeles că am pus sare. De acolo ce faci? Acolo? Supă de cartofi. Mama tină, mama socaci făcea așa ceva. Vă arăt o poză cu mama tină.
Am găsit o poză pești cu mama tine. Bun. Și acum trecem la secunda a doua. Aprindem focul. Uitați că slănina am uitat de ea mâncava așa. Bineînțeles că nu lipsește la meniul ăsta salata de varză roșie. Copodipulus în științifică. Varzalopulus? Varzalopulus, oprim focul. Și acum, peste această ăsta, tână, tata, mămăligă, făină de mălai. Făina de mălai a fost consumată la noi în țară de neamul nostru, dacic. Cum îl cheamă pe ăla care e dacul ăla? Periculos. Traian Roman, de ce balui? Nu știe, nu știe pești. N-are focul, n-are. Pești. Omule, ne-ai uitat rețeta de la Matapină, mă, de 50 no! E de 50-60 de ani rețeta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ai, ai. Mămăligă în pireu de cartofi. Și-o lăsăm să șarbă. Ia și-n ia, n-amestecăm. Pește, îi duci și la mandalina. Bun. Pentru ce ia la bucărie, nu? Asta o ținem pentru cocoloșă. Și să nu uităm că o zis lumea că din ăla mânc. De ce punem de ăsta? Să nu se prindă de oală. Oliu. De oliva. Oi. Na. Car și mâncată oamenii pe vremuri pâine la vatră. Vorbesc de țărani, de oameni ăia de mult. Înțelegeți voi? Numai dările erau prea mari, dările către stat, boieri. Și boierii la rândul lor trebuia să... De sare mămăliga asta pe mine. Trebuia să le dea mai încolo, către aia mai mari. Ureau dările. Dările, ca să înțelegeți dările. Dreptul... Dobânzi, cămătărici, le urea țărănimea. Înțelegi? Dar cum întotdeauna pe lângă ură este și bucurie, normal că alții se bucurau de dările luate. Așa s-o descoperi mămăliga. Ești un lucru. Nu, mă, la școală este. Cum, mă, voi nu? Bă, tu n-ai văzut și acum la din ăsta o dat de ăla pentru bacaloriat, nu? Ce? Nu o dat. Ei, elevii aia care au dat pentru aia de clasa 8-a, care nu au luat niciun. Da! Eu sunt pe clasa 8-a. N-ai văzut că dacă nu le-am făcut clip, n-o mai știut. Anul trecut când le-am făcut, tăți o reușit. Salută! Vezi că se închide. Ce? Se închide. Bun.